Doamnelor și domnilor, în această dimineață, la matinalii DGFM, a venit doctorul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Bună dimineața, bine ați venit la DGFM. Bună dimineața. A zis și colegul Bogdan Miu mai devreme, e a doua oară când sunteți la noi în studio, deci sunteți la rapel, cum ar veni. Exact. Ieri am primit în țară noi doze de vaccin și poate ar trebui să clarificăm. 200.000 este numărul, dar sunt doze sau flacoane? Pentru că dacă sunt doze, înseamnă că vor fi vaccinați 200.000 de oameni. Dacă sunt flacoane, înseamnă că vor fi vaccinați 1.000.000 de oameni. Da, este. Cred că s-a creat această confuzie deja. Aș vrea să menționez că vorbim de număr de doze, nu de număr de flacoane. Deci, practic, tranșa livrată în cursul zilei de ieri reprezintă aproximativ 201.000 doze, ceea ce înseamnă echivalentul unui număr de persoane de aproximativ 200.000. Deci 201.000, ca să fim 201.000, însă noi întotdeauna aplicăm și un procent de maxim 0,5% posibile pierderi. Așa încât vorbim de aproximativ 200.000 de persoane. Ce vaccin este? Pfizer? Vaccin de la Pfizer, da. Aș vrea să plecăm cu discuția de la acest scenariu pozitiv în care ne aflăm. Vedem că în clasamentele astea mondiale, România e pe 11, adică și stăm chiar bine la numărul de oameni vaccinați. Doar că, la un moment dat, se punea problema că noi o să vaccinăm cam 100.000 de oameni pe zi, iar știrile din ultima vreme spun că nu ne apropiem de cifra asta, suntem undeva pe la 30.000. Să ne bucurăm de cum merge vaccinarea în România sau să ne facem griji? Eu aș menționa un singur aspect, faptul că avem peste 90% rată de utilizare a dozelor recepționate în România până la acest moment, arată pe de o parte o adresabilitate crescută a persoanelor pentru vaccinare, ceea ce e un lucru îmbucurător și, pe de altă parte, mi-aș permite să spun că arată o organizare bună a campaniei de vaccinare. Okay. În acest punct de vedere, atâta timp cât astăzi funcționăm cu aproximativ 30% din numărul de cabinete de vaccinare, în luna aprilie ne-am propus, evident, să deschidem toate cabinetele de vaccinare, având în vedere că vom continua etapa a doua și în paralel vom deschide și etapa a treia de vaccinare începând cu luna aprilie, deci din acest punct de vedere eu sunt convins că vom atinge acel ritm de vaccinare de chiar peste 100.000 de persoane pe zi, pentru că în felul acesta, în septembrie, putem asigura vaccinarea cel puțin 10 milioane de persoane. Este o întreagă discuție în România despre tipul de vaccin folosit. De când a început să fie folosit și vaccinul AstraZeneca, ați observat cumva o scădere? Adică oameni care aveau programări au renunțat la ele sau și-au respectat programările făcute? Și poate ne explicați diferența, pentru că sunt convins oamenii se uită în primul rând la preț. Văd că un vaccin AstraZeneca costă 2 euro și un vaccin Pfizer 17 euro sau 16 euro, ceva de genul ăsta. Și se gândesc, bun, dacă are același efect, de ce e diferența asta de preț atât de mare? În primul rând, ar trebui spus că toate vaccinurile pe care noi le folosim în România au fost autorizate de Agenția Europeană a Medicamentului, ceea ce înseamnă că au făcut dovada unui profil de siguranță bun, unui profil de eficacitate cât se poate de bun. În al doilea rând, diferența de preț este reflectată de tehnica de producție a acestor vaccinuri și nu are legătură cu rata de eficacitate. În al treilea rând, aș vrea să spun că toate vaccinurile disponibile astăzi în România au un nivel maximal, aproape de 100% protecție față de formele severe de boală, față de internările prin COVID-19 și cu atât mai mult față de potențialele decese. Deci, din acest punct de vedere, protecția individuală a persoanelor vaccinate este una foarte mare. În ceea ce privește vaccinul de la AstraZeneca, comparativ cu vaccinurile care sunt pe bază de ARN mesager, date recente arată o eficiență în viața de zi cu zi a acestui vaccin de peste 94% față de internările prin COVID-19. Deci, din acest punct de vedere, datele sunt cât se poate de bune și noi încurajăm ca la acest moment, având în vedere că încă mai avem locuri disponibile, să creștem numărul persoanelor care se programează, tocmai pentru a putea accelera vaccinarea celor care sunt în momentul de față în etapa a doua și pentru a avea, într-un timp cât mai scurt, practic să atingem acel prag de imunizare colectivă, cel puțin pentru populația vulnerabilă. Pentru că în acest fel noi vom atinge obiectivul dorit și nume acela de a scădea numărul de forme severe de boală, numărul de internări
și implicit presiunea pe sistemul medical. Mai departe, în momentul în care vom deschide etapa a treia de vaccinare, vom putea atinge într-un timp scurt, în funcție de dorința fiecarei persoane de a se vaccina, acel prag de imunizare colectivă și cred că în felul acesta putem să asigurăm un control cât se poate de bun al pandemiei, cel puțin pe teritoriul României. Mai vorbeam și cu alte ocazii de aceste măsuri restrictive. Cred că ar fi important de menționat că aceste măsuri pot să fie ridicate în momentul în care avem cel puțin trei condiții îndeplinite, și anume un număr cât mai mare de persoane vaccinate, cel puțin 70%, să nu avem pe teritoriul țării tulpini virale circulante care să scape de sub eficacitatea vaccinului și un al treilea lucru important, să avem din ce în ce mai multe dovezi disponibile care să arate scăderea infecției asimptomatice și implicit scăderea ratei de transmitere prin vaccinare. Iarăși aici aș vrea să spun că date din ce în ce mai mult confirmă faptul că prin vaccinare procentul celor care fac infecția asimptomatică este redus foarte mult. Chiar vaccinurile de la AstraZeneca din studiu au arătat o rată de protecție față de infecția asimptomatică de cel puțin 67%. Ori un vaccin care te protejează față de infecția asimptomatică cu 67%, evident că are un nivel de eficiență ridicat în viața de zi cu zi față de, repet, îmbolnăvirea prin COVID-19. Vor mai ajunge și alte vaccinuri la noi în țară sau vor rămâne pe cele trei care sunt în acest moment? Pfizer, Moderna și AstraZeneca. După cum știm, compania Johnson & Johnson și-a depus documentația în vederea obținerii autorizării de la Agenția Europeană a Medicamentului. Ne așteptăm ca la jumătatea lunii martie să se elibereze această autorizare de punere pe piață, ceea ce ar însemna că în aprilie am putea să primim deja primele doze și de la compania Johnson & Johnson. Este un vaccin tot pe bază de vector viral, tot pe bază de adenovirus. De această dată este un adenovirus de tip uman, subtip 26. Eficacitatea vaccinului este similară cu acelui de la AstraZeneca, însă are un avantaj foarte mare, acela că la acest moment se pare că este suficient să administrăm o singură doză de vaccin. Deci, practic, simplifică foarte mult procesul de vaccinare. Condițiile de stocare și de distribuiție sunt similare, cu temperaturi obișnuite pe lanț de frig de plus 2, plus 8 grade. Deci, iarăși, am avea în portofoliu un al patrulea vaccin care ne va permite accelerarea campaniei de vaccinare și creșterea accesului persoanelor, de fapt, la vaccinare, pentru că așa cum știm, în momentul de față am fost puși în situația să frânăm, dacă vreți, accelerarea campaniei de vaccinare din cauza numărului limitat de doze. Vreau să vă întreb o chestiune. Mă uit pe pagina de Facebook, tot felul de întrebări, suntem live acolo și când discuția devine așa mai tehnică, eu o să-mi asum direcția asta, mă duc către popor și una din întrebări, la un moment dat, pe Facebook la noi, a fost: dom'le, de ce s-a băgat armata? De ce a fost nevoie? De ce nu găsim vaccinul ăsta în farmacii și să ne ducem noi să-l cumpărăm? Și n-a fost nevoie să se implice armata. E ceva nefiresc, necurat? Să ne temem? Nu, categoric nu. În primul rând, chiar acest concept de a înființa un task force, practic un comitet național care să coordoneze și să organizeze activitățile de vaccinare, este un model, dacă vreți, folosit în majoritatea țărilor europene. Pe de altă parte, nu există niciun stat care să aibă o logistică deja constituită, care să asigure un astfel de campanie de vaccinare fără precedent la un nivel care își propune vaccinarea a peste 70% din populație. Din acest punct de vedere, s-a dorit acest tip de organizare care să permită integrarea, dacă vreți, atribuțiilor multor ministere, instituții și autorități care au rol important în implementarea campaniei de vaccinare. Evident că, din acest punct de vedere, Ministerul Apărării Naționale dispune de o logistică impresionantă din punct de vedere al capacităților de stocare, care au fost dezvoltate într-un timp scurt pe aceste ultracongelatoare care permit stocarea vaccinurilor de la BioNTech-Pfizer în condiții de temperatură de minus 60, minus 90 de grade. De asemenea, vorbim de o logistică de distribuție în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, la care participă, bineînțeles, logistica din cadrul Ministerului Sănătății și din alte instituții care sunt în coordonarea acestor ministere.
toate aceste demersuri până la urmă au un singur scop, acela de a crea un mediu favorabil, un mediu sigur pentru vaccinare. Și cred că trebuie menționat încă de la început că doar printr-o coordonare și o colaborare foarte bună între instituții putem să asigurăm bunul mers al campaniei de vaccinare. Acesta este un mesaj pentru Ministrul Sănătății, ce a spus acum, că printr-o bună cooperare ducem campania acolo unde trebuie? Să întrebăm mai pe direct. Cum vă înțelegeți cu Vlad Voiculescu, că s-a tot discutat în presă? Da, știu și eu acele discuții care au fost mediatizate în spațiu public. Pot să vă spun că, din punct de vedere profesional, am avut o relație absolut normală cu domnul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu. În continuare avem o relație foarte bună și constructivă din acest punct de vedere. Vă cunoșteați înainte de ca dânsul să ajungă ministrul și dumneavoastră să coordonați campania? Nu, după momentul în care domnia sa a fost investit în această funcție, am intrat în legătură și am stabilit coordonatele de la care vom continua, practic, campania de vaccinare. Bine, cifrele sunt de partea dumneavoastră, adică nu văd de ce cineva și-ar putea pune problema în momentul de față să vă înlocuiască din... Da, și nu ne-am prins. Ce a fost? A fost un clinch? A fost o neînțelegere? Ce s-a întâmplat? Nu e vorba de neînțelegere. Au fost, dacă vreți, la un moment dat viziuni diferite legate de, pe de-o parte de aspectele de comunicare și de informare ale campaniei de vaccinare, de asemenea probleme legate de modalitatea de derulare a activităților de vaccinare, de organizarea centrelor. După cum știm, au fost o serie de acte normative care au trebuit duse la bun sfârșit și vorbim de acea ordonanță de urgență care prevedea modalitatea de plată a personalului din centrele de vaccinare, deci vorbim de discuții tehnice pe care cred că le-am gestionat bine și în momentul de față campania, după cum vedem, se derulează în condiții normale, așa cum am spus și altă dată, nu trebuie să vorbim de acțiuni spectaculoase, trebuie să vorbim de un climat de normalitate și de desfășurarea în condiții cât se poate de eficiente ale campaniei de vaccinare. Între primele incidente apărute la noi în țară, s-a numărat povestea asta cu dozele care rămân la un moment dat prin neprezentarea anumitor persoane care erau programate. S-a lămurit? Există acum o procedură? Știm ce să facem cu dozele care rămân? Da, există o instrucțiune în acest sens. Chiar din luna ianuarie este această instrucțiune disponibilă, încât atunci când anticipăm că spre sfârșitul programului rămân doze care ar putea să fie irosite, atunci se mobilizează persoanele care sunt programate pentru prima doză în ziua următoare, în zilele următoare, și sunt reprogramate, practic sunt chemate mai repede la centru de vaccinare. În momentul de față pot să vă spun că nivelul de rata de irosire a dozelor este foarte mică, vorbim de 0,2% din numărul total al dozelor distribuite, deci este un procent sub cel de 0,5% pe care noi ni l-am propus să-l menținem în toată campania de vaccinare, însă oricând se pot întâmpla incidente care presupun devierea de la lanțul de frig. Dacă se defectează, vă dau exemplu, frigiderul, pot să compromiți într-un timp scurt un număr mare de doze. Deci, din acest punct de vedere, este un risc, dacă vreți, asumat, care se poate întâmpla. Noi luăm măsuri ca aceste riscuri să fie diminuate foarte mult și să nu ne aflăm în situația în care să compromitem un număr crescut de doze. Ați luat o decizie în ceea ce privește vaccinarea profesorilor? Când va începe campania de vaccinare pentru ei? Da, chiar ieri am avut ultima ședință pregătitoare cu Direcțiile de Sănătate Publică. În această săptămână va demara campania de vaccinare a personalului din învățământ. Vom prezenta mai multe detalii în cursul zilei, în cadrul conferinței de presă pe care o avem săptămânal de la ora 14 la Guvern. Spuneți că urmează să avem al patrulea vaccin aprobat. Ce spuneți de Sputnik? Întreabă cineva pe Facebook să știe. De ce nu se aprobă? După cum știm, strategia de vaccinare din România prevede cât se poate de clar că vor fi utilizate doar vaccinuri care au autorizare de la Agenția Europeană a Medicamentului.
tocmai pentru a nu crea o serie de teorii legate de siguranța și eficacitatea acestor tipuri de vaccinuri. Sunt convins că este un vaccin foarte bun, însă atâta timp cât el nu este autorizat de Agenția Europeană a Medicamentului, nu avem această opțiune de a-l folosi. Să vorbim și despre situație, i s-a întâmplat și lui Mitică Dragomir, am intrat în direct cu el săptămâna trecută și ne povestea, practic a luat virusul între cele două doze. Deci după ce a făcut primul vaccin, a constatat la câteva zile distanță că are coronavirus. Ce se întâmplă în astfel de situații și câte cazuri de genul ăsta avem în România? Noi ne-am uitat la această situație. Într-adevăr, avem circa 3500 de persoane care au contractat această infecție între prima și a doua doză. Pot să vă spun că intervalul mediu de timp a fost la circa 7 zile de la prima doză. Procentual din numărul total al persoanelor vaccinate vorbim de un număr de 0,05%, deci practic un număr foarte mic de persoane care se află în această situație. Ce reflectă acest lucru? Faptul că persoana fie era în perioada de incubație la momentul vaccinării cu prima doză, fie se afla chiar în plină infecție asimptomatică la momentul vaccinării, însă este important de reținut faptul că prin vaccinare nu modificăm parcursul natural al evoluției infecției, modalitatea de diagnostic și tratamentul este similar, și în niciun caz nu apar probleme de siguranță legate de vaccinarea anterioară. Și ce se întâmplă cu rapelul în astfel de situații? După încheierea episodului de boală, deci practic după rezolvarea infecției, se recomandă efectuarea dozei a doua, rapelul, pe un interval de 42 de zile de la prima doză pentru vaccinul de la BioNTech Pfizer, pe un interval de 35 de zile pentru vaccinul de la compania Moderna și circa 12 săptămâni pentru vaccinul de la AstraZeneca. Însă, chiar și în acele situații în care eventual evoluția bolii este mai prelungită, se poate administra oricând rapelul, iar acest lucru pot să vă spun că va întări răspunsul imun al organismului și va asigura o imunitate de durată, având în vedere că și infecția naturală până la urmă reprezintă un stimul pentru răspunsul imun al organismului. Văd acum pe pagina de Facebook și era inevitabil să apară și lucrul ăsta. Sunt o grămadă de oameni care spun, domne, suntem cobai, aici se fac experimente pe noi. Există la nivel național și o strategie pe partea asta de comunicare? Eventual v-ați gândit să formați o echipă de oameni care să le răspundă punctual acestor oameni pe Facebook și să-i lămurească? Nu ați negat niciodată partea cu 5G-ul. Oamenii au observat treaba asta. Adică mi-ar plăcea ca acești oameni să se discute. E inevitabil câțiva să aibă rezerve, îngrijorări, au citit, li s-a spus, se uită în gura, eu știu, unor antivaxeri și poate și cu ei ar trebui să se discute, nu? Nouă și eu consider că sunt absolut legitime, pertinente preocupările fiecăruia, îngrijorările fiecăruia, întrebările pe care le are față de vaccinarea împotriva COVID-19. În primul rând, cred că trebuie lămurit acest subiect. Nu există în momentul de față experimente, nu există această abordare de a face studii pe oameni. După ce un vaccin este autorizat, are toate datele de siguranță și de eficacitate. În ceea ce privește acest tip de abordare de a putea răspunde în timp real oamenilor care au aceste întrebări, pot să vă spun că pe pagina de vaccin, de Facebook RoVaccinare, organizăm săptămânal aceste ședințe de întrebări și răspunsuri, în care colegii mei din grupul științific furnizează toate răspunsurile la întrebările pe care cei doritori le au și chiar încurajăm adresarea unui număr cât mai mare de întrebări, tocmai pentru a lămuri toate aspectele legate de vaccinare, de la cele mai diverse întrebări și cele mai, dacă vreți,
întrebări care nu sunt comune, nu sunt foarte frecvente, până la cele mai obișnuite întrebări, cât durează imunitatea, cât care profilul de siguranță, este bine să am dezvoltat reacții adverse sau nu, ce înseamnă că am făcut reacții adverse, vaccinul are eficacitate sau nu are eficacitate în acest caz. Cu siguranță mai sunt multe întrebări, de aceea vă propun să facem un rapel la rapel și să ne revedem în săptămânile următoare. Cu mare drag. Și să mai răspundem la aceste întrebări din partea ascultătorilor noștri. Am stat de vorbă cu doctorul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. DGFM.